Bună seara, dragi prieteni, sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție emisiunii Lumea în care trăim. Fiecare avem măsorul nostru. Când spune s-a terminat ața, ne prezentăm la raport. Spunea îndrăgitul actor Mitică Popescu, care pe 3 ianuarie anul acesta s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, la o lună după ce a împlinit ani. Tema acestei serii am intitulat-o Mitică Popescu, actorul complet, iar invitatul meu este scriitorul Constantin Horbovan. Bună seara, Constantin, și bine ai revenit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu că ești alături de mine să discutăm despre Mitică Popescu, pe care foarte mulți dintre noi l-am îndrăgit în rolurile din teatru, din film, din televiziune chiar. De la radio. De la radio, de la emisiunea Dalea lui Mitică, care 20 de ani ne-a veselit pe TVR2 și așa mai departe. Un actor original, un actor cu un comic deosebit, un actor care nu poți să-l confunzi cu niciun altul pentru șarmul lui, stilul lui de lord și maniera de interpretare a rolurilor. Mulți dintre noi îl ține minte din celebrul rol Cocoșila din Moromeții, despre care vom discuta la momentul potrivit. Cine a fost Mitică Popescu, Constantin? Un om între oameni. Cred că unul dintre cei mai modești actori pe care am avut. Mă mai gândesc la un nume, la Valentin Uritescu, cam tot la fel modest și cu un umor natural. Mitică Popescu, părerea mea, că dacă îl pierdeai printre oameni, nu-l găseai. El fiind natural, fiind în lumea lui, niciodată, dacă îl pierdeai, în schimb, pe Ștefan Iordache, îl găseai. Ștefan Iordache era titrat, era emancipat, altă voce, altă. Mitică Popescu, nu. Îi plăcea lui Mitică Popescu deseori se plimbe pe Calea Victoriei, era drumul său favorit, unde avea acel stil distins și de aristocrat, foarte... Până intra în vorbă cu cineva. Da. Și atunci devenea Mitică Popescu ăla natural, ăla modest, frumos, cu zâmbetul ăla senin al lui. Rău a fost anumite filme în care zâmbetul ăla lui a fost sarcastic. Alea au fost momentele păcătoase pentru el. Eu am notat aici, apropo de Mitică Popescu, câteva rânduri și am zis să le citesc că le comprim și două. Da, da, da. Mitică Popescu, unul dintre acei actori pur și simplu incapabil să joace prost. Este firesc, capabil să joace și țăran, și domn, și bunici blând, și ticăloși repulsivi, personaje de comedie irezistibilă și de dramă sfâșietoare. Iar în viață rămâne același prieten cald și carismatic, cu care chiar și necunoscuților le este drag să stea la o primă halbă de bere. Foarte, foarte modest. Mitică a fost atât de simplu și de modest încât aparent banal. Și aparent banal încât în afara rolurilor sale de pe scenă și ecran, cu nimic nu iese în relief. Un singur lucru mai trebuie spus. Când era între oameni, oamenii nici nu-l observau. Asta mi-am notat eu despre el. Da, așa este. Mitică Popescu ne intra în pielea oricărui personaj. El nu făcea selecție de personaje. Absolut deloc. Orice personaj era pentru el. Intra în rol, intra în pielea personajului, știa să-l contureze, să-l creioneze, să trăiască personajul respectiv, indiferent dacă era dramă, indiferent dacă era comedie, nu conta. Indiferent că avea un rol principal într-un film sau un rol secundar, Mitică Popescu s-a supus regulilor artei, așa cum a înțeles el că trebuie făcută arta în cinematografie, în televiziune sau pe scena teatrului. De prin 67, după ce a terminat IATC-ul, el a jucat multe roluri.
de ospătar, de nu știu ce, până în 77, când a avut prilejul, dar și, cum să zic eu, norocul să joace împreună cu prietenul său, cu Ștefan Iordache, într-o piesă pusă în scenă de Mircea Daneliuc. Daneliuc a pus puține scene, puține piese în scenă, mai mult a făcut filme, dar aici, în piesa asta, i-au jucat împreună și au jucat atât de frumos încât Mitică Popescu peste noapte a ajuns marea vedetă. Așa este. Din destăinuirile sale, iată ce spune Mitică Popescu. Mama și-a dorit să devin preot, am fost și băiat la altar, mergeam cu preotul cu botezul. Cu mama mergeam la spectacole, iar cu tata la fotbal. Rapidist. Rapidist, da. Da, el a fost rapidist și a fost rapidist până în ultima clipă. Ca să vedeți cât de normal și cât de modest a fost, după Revoluție, când toți au sărit și au scos poezii de la sertar și faptul că au stat o zi la pârnaie sau că au furat flori și au bătut milițieni sau nu știu ce, Mitică Popescu, care a stat 3 ani la închisoare, n-a scos un cuvânt, nu s-a plâns, n-a cerut certificat, n-a cerut să ajungă în Parlament, a rămas omul acela normal. El a crezut că este firesc de acum să intri în Parlament, cine merită. Deci, nu, musai pentru, eu știu, 3 ani de închisoare, gata la Parlament. Da, din 1958 sau bani în plus, 1961, așa este. Exact. Iată ce spune Mitică Popescu despre acel moment din 1958. Eram la niște vecini de un Sfântul Ștefan, la o onomastică a unui prieten. Interesant că el este născut chiar de Sfântul Ștefan, dar tatăl său l-a înscris, l-a declarat la primărie pe 2 decembrie, târziu. Din una în alta, cum povestești la întâlnirile astea, tot ce îți trece prin minte, unii au spus că vor să plece în America. Eram în 1958, îți dai seama. Mie mi-a intrat pe ureche și mi-a ieșit pe cealaltă. După câteva zile mă trezesc umflat de securitate. Că eu n-am știut că ăia vor să fugă din țară, n-am știut. Că au trimis o scrisoare la ambasada Americii, n-am știut? Nu, n-am știut. Ați discutat lucrurile astea între voi. N-ai auzit? Nu. N-ai auzit? Lasă că spunem noi. Uite că noi știm. Și m-au condamnat la 3 ani pentru nedenunțare de acte preparatorii pentru trecerea frontierei. Adică pentru că nu mi-am turnat niște prieteni care visau să ajungă în America. Dar nu-i nimic. Că ne-a turnat altul care era acolo cu noi. Au fost arestați pe vorbe. Și eu, odată cu ei. Din păcate, așa erau vremurile atunci. Bine, a fost și perioada aia păcătoasă între 48, 49 și 60, când au fost multe arestări, cunosc mulți care au stat la pârnaie. După aceea au vorbit și alții și eu am vorbit că plec peste hotare și nu știu ce. Și dar la pârnaie nu. La pârnaie nu. De ce? Pentru că oarecum atmosfera se mai încălzise. Nu mai era acea securitate care imediat te băga la zinaba asta. Deși Mitică Popescu a declarat că chiar și după eliberare s-a simțit tot timpul urmărit de securitate. Păi da, așa se întâmplă. În continuu. Așa este. Așa este. În 77, dacă vă amintiți, a fost acea mișcarea lui Paul Goma cu drepturile omului, cu nu știu ce. A semnat un prieten de-al meu, el a fost urmărit, fiind prieten, am fost și eu urmărit. O perioadă întreagă, eram pe la Siret și mă urmăream. Nu înțelegeam și secretarul la Siret mi-a zis, dar dumneavoastră vă urmărește. Și eu nu înțelegeam de ce. Și după vreo 2 luni m-au lăsat în pace. Deci ai avut și tu coada. Da, m-am avut și eu. Și am avut-o degeaba, așa cum el a făcut pârnaie degeaba. Da, el a fost, după ce a fost arestat, a fost închis la Jilava,
după care a fost transferat în detenție la lagărul de la Periprava, în Marea Baltă a Brăilei, care era condus de torționarul Ion Ficior, care avea o plăcere, Da, un nume celebru. avea o Așa plăcere este. sadică să joace în copitele calului trupurile deținuților. Și iată ce declară Mitică Popescu, ce declara. Foamea era îngrozitoare. Ne dădea o zeamă de arpacaș și un colț de pâine. Mâncai cel mai bine când visai. Apa pe care o beam era scoasă direct din Dunăre, iar țânțarii ne mâncau de vii. A venit tifoida peste noi. Muncile erau crâncene. Mulți au murit de foame și epuizare, alții de inimă rea. Este într-adevăr groaznic să treci prin momente de astea. Mi-e greu să-mi închipui o zi a unui fost deținut la Periprava. Cu ani în urmă am avut cu profesorul universitar Radu Bruja un serial Aripi Frânte, în care am discutat despre oameni care au stat în închisori comuniste. Și te trece așa un fiorece pe spate, numai când auzi destăinuirile lor. Nici nu trebuie să încerci să te gândești cum au fost ca să nu te apuce groaza. Doar Dumnezeu i-a ajutat pe parte din Din viața lor, cum au trăit în închisoare, n-aș fi vrut nici dușmanilor, și asta o spuneau și ei, nici dușmanii noștri să nu pățească ce am pățit noi, cum tăiau în deltă stuf, cu brațul cu șerpi, în sfârșit, lucruri îngrozitoare. După aia l-am ajutat pe cineva să facă cerere, rămăsese fără casă, trimis la Chiaburi, tot în Delta, și îi făceam cereri, ca poate și recapătă casa. Nu știu de ce am mai făcut până la urmă. Am încercat să-l ajut, dar în momentul acela te puneai și tu prost. Și în Suceava, un loc unde acum este judecătoria, tribunalul, curtea de apel, înainte a fost închisoare. O închisoare groaznică. Aici a început experimentul Pitești. De aici a Da. plecat experimentul Pitești. Da, de aici a plecat la Pitești, așa este. Adică cel care a început aici s-a mutat la Pitești. Așa este. Și aici, în perioada aceea, a stat unul care mi-a fost foarte prieten, Alioșa Kalinowski, care am fost chiar prieten, un profesor la Ștefan cel Mare. După aia a mutat la jos, la Balada, pentru că nu mai avea dreptul să profeseze. Și mi-a fost prieten până a murit. Constantin, te invit să urmărim cu telespectatorii noștri, prieteni, fideli, un scurt pasaj din celebrul film Moromeții, în regia lui Stele Gulea, unde Mitică Popescu interpretează rolul lui Gheorghe Cocoșilă, Victorie Benciuc rolul principal, Ilie Moromete, Florin Zanfirescu, Stan Ciugurlan și alții. Dar este un Am ales un pasaj semnificativ din rolul pe care îl joacă Mitică Mitică, da. Popescu. Și rog regia să ne dea ilustrația. Hai mai bine la Crăciun să bem o țuică. Fac eu cinste. Nu! Eu uite! Ce te-a apucat, bă? Bă, păi dacă am stat să nu de câte ori am făcut eu cinste, ești prost. Păi ai de să numere. Las că ești. Hai să nu. Mai bine spune ce mai zice Aristide. Ah, lăsa mă. Că se venim la întrunire, că acum vin alegerile. Băi, ascultați-mă pe mine. Nu o să mai apuce alegeri nici Aristide și nici nimeni. Și cum zici tu, Cocoșilă, că nu se mai fie alegeri? Păi adică cum să conducă cineva fără să fie ales? Bă, știi ce am făcut eu azi noapte? Am făcut la țigări și m-am gândit. M-am gândit și am făcut la țigări. Bă, voi auziți? Am băut la tutun toată noaptea și stam și mă gândeam. Și iar am băut la tutun până m-a luat dracu. Și am adormit. Și la ce te-ai gândit, mă, Cocoșilă? Bă, nu vă spun că sunteți proști și nu știți să vă țineți gura. Hai,
Abia spune odată la ce te-ai gândit. Băi, intrase și eu la Marinescu să iau o țuică. Mai era acolo încă doi, stăteau în picioare și discutau. Nu și-o fost ei, că veniseră cu gabrioletă. În tot cazul oameni deștepți, bă, nu proști ca voi. Dar mă încărcat. Spuneau că să vină legionari la putere, că țărăniștii nu sunt contra lor. Da, este genial Mirica Popescu în rolul lui Cocoșelă și replicile sale sunt rămase în istoria filmului românesc. Am băut la tutun de m-a luat dracu. Bă, nu vă spun că sunteți proști. Da, în continuu spune în Moromeții, are replica asta. Bă, sunteți niște proști. Bă, sunteți proști. Dar așa este cadrul filmului de epocă. Stele Gulea a fost un titan. Am văzut Moromeții partea a doua, cu siguranță ai văzut și tu. Dar nu are aceeași anvergură. De data asta, în Moromeții 2, este Horatiu Mălaele în rolul principal. Parcă tot primul, Moromeții 1 cu Rebenciuc și Mitică Popescu, este cea mai tare ecranizare după un roman al lui Stele Gulea. Mălaele este actor foarte bun, dar nu poate să ducă în spate un Morome. Poate dacă era tot Rebenciuc în Moromeții 2, avea aceeași greutate. Zic. E o părere. Nu, mă abțin. Te abții. Mă abțin. Dar, ca și tentă de film, Moromeții 1 e alb-negru. Acum am văzut undeva pe YouTube o coloristică care e dezastruoasă. Iar Moromeții 2 e color. Care te-a atras mai mult? Alb-negru. De ce? Pentru că este perioada, da, da. Este perioada gri a istoriei noastre și merge în alb-negru. Voiam să spun despre Mitică, lui nu i-a trebuit mult să intre în rolul ăsta de aici, în Cocoșilă. El având experiență deja, năil acel din niște țărani, din filmul Vânătoarea de Vulpi, care o să făcut vedem cu 3-4 ani înainte, da. Acolo are rol principal. Deci, acolo are rol principal. Dacă Moromeții Rebenciuc a condus, de data asta în Vânătoarea de Vulpi... A condus, dar tot prost. În ochii și în mintea lui Mitică Popescu, tot prost. De 3 ori a dat examen la IATC, de 3 ori n-a reușit, după aceea s-a... Birlic a dat de 8 ori. De 8 ori, da. Și a intervenit detenția. După detenție l-a ajutat persoane care l-au prins în primii 2 ani de facultate și l-au admirat, dar și Radu Beligan a fost cel care l-a susținut ca să poată să continue din nou IATC-ul la București. Da, pentru că Radu Beligan știa totdeauna, a avut un nas, știa. Și a acordat suport, pentru că el deja venea cu detenția în spate și se zicea că cei care au istoria măzgălită de astfel de aspecte, mai greu pot să continue studiile într-o zonă cum era Institutul de Teatru. Bine. Și atunci Radu Beligan a avut niște... Și a luat o răspundere. Și-a luat, Radu Beligan, exact. Și-a luat o răspundere mai. Dar numai cu el, Radu Beligan a adus mulți actori la București, de-aia am zis că a avut nas, toți au ajuns actori mari, foarte mari. Adică nu i-a adus degeaba. După Institutul de Teatru, joacă la Timișoara. Și de la Timișoara pleacă la Piatra Neamț. Mai sunt actori care au ajuns la Piatra Neamț și au jucat. Dar și Mălăiele a fost. Și Mălăiele, da. Așa este. Iar în 1974 joacă rolul logodnicului în spectacolul Matca de Marin Sorescu, alături de Leopoldina Bălănuță, viitoarea lui soție, Poldi, cum îi spunea. Era cu 2 ani mai în vârstă decât el, iar în 77 se căsătoresc, el 40 de ani, ea 42 de ani. O dragoste de 25 de ani, foarte, foarte sinceră și adevărată între cei doi.
Ea mărturisește că, din păcate, n-au putut să aibă copii, Leopoldina nu putea avea copii și nici timpul necesar, actorii tot timpul au acuzat timpul care nu le dădea voie să aibă o familie cu copii. Și Mitică Popescu a spus treaba asta, norocul meu, nostru a fost că eram actori amândoi și chiar dacă unul la stânga, celălalt la dreapta, fel de fel de plasări, nu știu ce, dar ne-am înțeles pentru că știam că asta e meseria. Așa este. Ziceam de Vânătoarea de Vulpi, a fi realizat în 1980 în regia lui Mircea Daniel Iuc. Rolurile principale, Mitică Popescu, de data asta, în personajul lui Năiță Lucian, veteran de război, dar și țăran și red. Mircea Diaconu, pătru cel scurt, finul lui Năiță. Sofia Vicoveanca, nevasta lui Pătru, apare și Sofia Vicoveanca în film. Valeria Seciu, Gena, nevasta lui Năiță. Face un rol mare, foarte frumos. Da. Gheorghe Cozorici, Dumitru Dumitru, prim secretar al raionului de partid, este de fapt ecranizarea romanului Niște țărani al lui Dinu Săran. Da. Hai să urmărim secvența din Vânătoarea de Vulpi și rog regia să ne ajute. Tovarășe și dumneata să răspuns limpede. Ce fel de politică ai făcut în trecut? Și nu am făcut tovarăși, fiindcă aveam început să războiul. Și nu era ca acum când te-ai întrebat toată lumea ce politică faci dumneata. Te trimitea pe fost și era politică. A fost situația. Când plecam eu de capul meu pe front, că abia măsurasem. E clar. Și tatu ce politică a făcut? Cu ce s-a ocupat? Fi tot cu războiul. La 1916, când nici a mai venit de la Mărășește. Ne-am fost orfan de război. Și tatu ce politică a făcut? Ce s-a ocupat? Păi tot cu războiul. Dar cu războiul ăla cu turcii. Că nici ăsta n-a mai venit. Ce vă grăbiți așa? Nu, tovarăși, nu trebuie să ne grăbim. Noi suntem la putere și suntem calmi. Suntem calmi! Nu pot să vedem ce te supără pe dumneavoastră, tovarășul Lucian. Mă supără că am lăsat la mare un sac cu porumb. S-a lege praful de mare dacă nu mă duc să-l iau. Fiindcă la mare trage și trage și mălaiul. Am murit de foame, tovarășe, și mor și păsările. Și mai dau și vulpile. Ce vulpi? Da. Nu, tovarăși, ce se impune este să fim calmi. Așa. Ce politică ai făcut dumneavoastră, tovarășul Lucian? Da. Da, stăriți, tovarășul prim. Ascultă, ordonați. Luăm o scurtă publicitate, după care revenim și comentăm filmul. Publicitate. Cu
toții ne dorim ca mediul în care trăim să fie curat. De aceea vă propunem soluția Ceramica Steel de panouri fotovoltaice pentru energia verde. Ceramica Steel vă oferă pachete fotovoltaice all inclusiv pentru a vă asigura eficiența în casa dumneavoastră. Investiți în viitor. Calitatea este piatra de temelie a succesului. Energia soarelui pentru casa dumneavoastră, doar cu Ceramica Steel. Uite, povestea Facos a început în 1972 în Suceava, în Suceava lui Ștefan cel Mare, domnitorul tuturor moldovenilor, știi? Sunt Sofia Vicoveanca și vă recomand produsele Facos. Respectă gustul și tradițiile din Bucovina. Le-am testat, le-am gustat, vi le recomand în toată inima. Facos, respect pentru tradiție. Și încă ceva. Încercați gama premium Țara de Sud, bunătăți din Bucovina, realizat de Facos. Minunat! Master Solution. Printare, copiere, scanare alb-negru și color la cel mai bun preț din Suceava. Direct la tine în birou. Master Solution. Achiziționează un copiator și primești 3 luni service gratuit. Îți oferim garanție, suport instalare, transport și posibilitate finanțare până la 12 luni. Master Solution. Parteneri Advanced Konica Minolta. Contactează-ne la 0755 071111 sau la www.master.ro. Ferie în aur și argint, vizionari în diamante și pietre prețioase, unicitate, perfecțiune, inspirațional, creativ și pasional, de la clasic la abstract. Serviciile oferite de Atlantis Gold sunt o marcă a calității, promptitudinii și profesionalismului. Păstrat. Bermas readuce pe piață berea Solca. Tradiție și savoare din 1810. Facos Suceava aduce clienților produse autentice, gusturi găsite în Țara de Sus după mult timp. Produsele din carne gama Țara de Sus sunt produse țărănești, curate, fără aditivi. Facos vă așteaptă în Suceava, în magazinul din George Enescu, Curcubeu, bloc T90 la parter și magazinul din Șcheia, strada Humorului, numărul 61, în incinta unității. Vă invităm să mâncați sănătos, bunătăți din Bucovina, marca Țara de Sus. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Ascultați noua mea piesă la Jurnal FM. Un radio de succes formează trendul. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Noua mea piesă la Jurnal FM. Un radio de succes formează trendul. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
TV Plus Regional, cu informații corecte, verificate și comparate cu surse credibile și imparțiale, cu noutăți din administrație, social, sănătate, cu documentare și reportaje, cu oameni obișnuiți în situații excepționale, atât pe TV cât și în online. TV Plus Regional, ești chiar tu! A revenit în studio alături de mine scriitorul Constantin Horvovan. Spuneam că comentăm puțin Vânătoarea de vulpi. Aici titlul este foarte interesant, Vulpi. Spuneam de rolul interpretat de Minică Popescu, un țăran șiret. De ce șiret? Pentru că era perioada colectivizării. Și el făcea ce făcea ca să se sustragă politici de colectivizare. Știm foarte bine că lumea trebuia să ducă la colectivă, la bulgărie, cum se spunea, tot, animale, să dea terenurile agricole și așa mai departe. Da. El vrea să dribleze, într-un fel sau altul, această acțiune și a fost pus pe ochii, după cum am văzut în fragment, a siguranței statului de la acea vreme. O perioadă nefastă din istoria României, care bunicii noștri au trăit-o. Dar nu-i singură. Nu-i singură, evident. Nu-i singură. Dar e un fragment. un fragment doar. Și frumos că Mitică Popescu construiește personajul foarte bine și, în general, vom observa că în filmele istorice se implică și trăiește rolul cu adevărat, intră în pielea personajului și îl joacă cu perfecțiune remarcabilă. Părerea mea, umila mea părere, rolul din Vânătoarea de vulpi, Năiță Lăcean, nu? Năiță Lăcean, da, da, da. Este cel mai bun rol al lui făcut în cinematografie. Părerea mea, mai bun decât Cocoșil, mai bun decât în Trenul de Aur sau în Mere Roșii sau... Nu, aici cred că a fost Mitică Popescu ăla, țăranul din el și-a spus cuvântul. Iar el a fost și țăran, și gentleman, și boier și de toate. Dar aici țăranul din el și-a spus cuvântul în modul cel fericit și frumos, adică... A fost un rol pe măsură, jucat pe măsură. Iată ce spune el despre admiterea la Institutul de Teatru. Când am hotărât să devin actor, nu am cerut sfatul nimănui. M-am înscris la institut și m-am pregătit singur. Am învățat o poezie, Noi vrem pământ. Am căzut 3 ani la rând. După aia am învățat Broasca și boul de La Fontaine și a recitat-o regizorului Ion Shahidian, da. Care a spus să nu recite poezia, ci să o povestească doar. Și garantat va lua examenul la IATC. Și așa și fost. Și interesantă. A povestit-o cu vocea aia sfătoasă, așa, știi? Și frumoasă și mieroasă, așa, câteodată și zic, el avea un timbru aparte al lui și cu zâmbetul ăla al lui inconfundabil era. Inconfundabil a fost ca om, ca actor. Am zis de multe ori când mă gândeam la Mitică, după ce, mai ales după ce a murit, zic, uite, domnule, că dacă ar fi să aleg, a mai fost la Valentin Uritescu, cam tot la fel. Tot la fel, să ne-l amintim pe ăla în cei 16 sau când era sergentul ăla. Extraordinar. Șapte frați. Da. Primul rol principal în film a fost În gustul și culoarea fericirii. Un film cu construcția socialismului,
cum era pe vremuri. Și chiar el mărturisește că filmările au loc în viitorul cartier București Noi. Și de multe ori când trecea prin acel cartier își aducea aminte cu nostalgie de perioada filmării filmului. Iar în 1973 a debutat la Teatrul Mic București în piesa Philadelphia ești a mea de Brian Friel. Asta a fost debutul în teatru. De, voiam să spun, pentru că tot am amintit de filme în care a jucat, roluri mai mari sau mai mici, dar a jucat în filme deosebite, părerea mea. Pentru că Mere Roșii a fost în perioada aia anilor 80 un film deosebit, un film super făcut de Alexandru Tatos, pe care am avut fericirea să-l cunosc. Cu Mircea Deaconu, rolul doctorului. Rolul doctorului tânăr, pentru că avea un șef mai în vârstă, Cojar, dacă nu mă înșel, care îi făcea numai zile fripte, în sfârșit îl dă și pe mâna procurorului Popovici, Mitică Popescu. Un film foarte frumos. În Trenul de Aur, un film deosebit iarăși. Dar un film peste care noi sărim de obicei și care a fost un film bine făcut în stilul neorealismului italian, poate, Înghițitorul de Săbii. Un film jos, Pălărea, unde el apare în final și îl omoară pe Înghițitorul de Săbii, respectiv pe Mircea Albulescu. Dar filmul este deosebit. Este construit frumos. Și la fel, Mircea Albulescu, Rebenciuc joacă, George Constantin, o distribuție. Iar el aici este un sergent major, șeful unui de jandarmi, șeful unui post, care la urmă vrea să demonstreze că are și el o putere acolo și îl obligă pe ăla care înghițea săbii, dar avea săbiile lui, săracu. Să înghită baioneta sergentului major al lui. A avut și roluri pasagere. A avut și roluri mai mici. Un exemplu e în filmul Cel mai bine dintre pământeni, unde apare chiar la începutul filmului, când îl arestează pe profesor. Da, și după aia rolul apare pe patul de spital. Da, rolul securistului. Exact, da. Am zis chiar și Glissando, iarăși, alt mare film. Filme deosebite, cu roluri mai mari sau mai mici, dar el a contribuit în egală măsură cu ceilalți la, cum să zic eu, la ridicarea acelui film. Pentru că filmele astea au fost și sunt și rămân filme de văzut. Cineva mi-a zis să nu povestim filme aici. Nu-i bine, lasă-l vadă omul după aceea, să-i stărbim interesul. E o persoană care ți-a propus, dar nu ne limităm la o persoană. Noi deschidem și facem, prezentăm portofoliile de filme pentru multă. Îi spun ideea filmului, dar nu-l povestesc. Nu, evident. Nu. Exact. Trenul de Aur. Spunea de Trenul de Aur, lucrat în 1987 în regia lui Bohdan Poreba. E un film, o colaborare româno-poloneză. Un film istoric. Recomand cu drag acest film, pentru că pleacă de la ideea anului 1939, după invazia Poloniei de către Germania nazistă, guvernul polonez caută să salveze tezaurul Poloniei cu ajutorul românilor. Chiar asta este, de fapt, ideea filmului în speță. Este un eveniment real transpus cinematografic. Rolurile sunt Mitică Popescu, comisarul Munteanu, Gheorghe Cozorici, prim-ministrul Armand Călinescu, un rol foarte important dat de Gheorghe Cozorici, Mircea Albulescu și Valentin Uritescu, mecanici de tren, și personajele vorbesc în film pe lângă limba română, poloneză, franceză, germană, engleză și chiar și limba greacă. Și rog regia să ne dea fragmentul din Trenul de Aur.
Este așteptat la cabinetul primului ministru. Ce spui, domnule? Va să zic că sărim toate treptele ierarhice. Bun. Mă duc să plătesc. Aici n-am credit. Dragi cu urechea la zărică. Pică ceva, colega? Pică? Te caută șefii? Poate așa te mai îngrași tu. Știi vorba aia? Ochii stăpânului îngrașă. Auză, zărică, îți dau un sfat. Când mă întâlnești, curăță terenul. Nu? Și eventual treci pe trotuarul celălalt. Ești dur. Nu mâncăm aceeași pâine? Dar nu te iată de același cuțit. Androne, adu-ne harta. Te rog. Uite-ne. Cât aur ai avut în viața ta? Îți dau 80 de tone. Cât? Este o misiune pe care nu o pot încredința decât un om de excepție. Se cere nu numai abnegație, ci și o deosebită inteligență. Pot să mă bizui pe tine? De tone sunt o ispită pentru oricine. Nu și pentru tine. Am garantat. Vă mulțumesc, domnule premier. Bine, atunci să-ți arăt ceva pe hartă. Da, într-adevăr, un film de senzație. Mi-a plăcut și chiar și comentam prezența lui Mitică Popescu. Zici că e James Bond. Cu al doilea. Da, costum negru, papion, cămașa albă și stilul ăla așa de lord. Exact maniera lui James Bond în filmele celebre. James Bond 2. 2. Da, un film frumos, inspirat din realitate. Trebuie să ne gândim că am impresia că filmul îl datorăm și nu numai filmul, că au apărut și cărți, celui care a fost ambasador, Ioan Grigorescu, a fost ambasador la un moment dat în Polonia și el a scormonit și a aflat multe lucruri și s-a făcut și filmul. În 87. În 87, dar el a fost ambasador prin anii 80. Da, da, da. Nu, ziceam în 87 s-a făcut un film remarcabil legat da. De colaborare română-polonă. Parte din acel tezaur, dacă nu mă înșel, a stat și la noi, la Tismana. Da. La Tismana, Mănăstirea Tismana. A ajuns și prin Canada, a ajuns în mai multe țări. Ce ai noștri au știut ce în groapă la Tismana? N-au știut. Lângă mănăstire. A fost parte din tezaur. Da, tezaurul polon a fost salvat, în schimb al nostru a fost pierdut. Păi ei nu-l puteau trimite în Rusia, că Rusia ocupase ei, nu. Împreună cu Germania, deja ocupaseră Polonia împreună. Noi, în primul război mondial, eram aliați cu rușii. În momentul în care am dat tezaurul, l-am dat pe încredere. Da, a venit defecțiunea rusă și l-au confiscat. Păi a venit defecțiunea la care se așteptau toți, numai noi nu visam la așa ceva. A fost cel mai urât vis, cel de fapt nu vis. Da, nu n-a ascultat nimeni de Mormoloș, care conducea banca Mormoloș Bank, ca să plece în Marea Britanie tezaurul. Și în Marea Britanie. Poate era o variantă plecea. Mai bună. Poate. Dar s-a luat în calcul că urma să plece navigabil și condiții de război puteau implica scufundarea vasului, care asuma un risc și luat în calcul s-a mers pe varianta rusă. Este adevărat,
dacă stăm și ne gândim, noi avem și la ora actuală ceva în Anglia, o bucățică de comoară românească. Și nu știu când o vom mai aduce, când o vom avea acasă, o aduce acasă. Că plătim în fiecare zi și pentru că ai lucrat la o bancă, știi în ce plătim, plătim în aur. Corect. Da, și ne-o întrezim mâinii pe mâinii că avem de dat aur. Am pierdut și ponsonul. Exact. Mica Popescu, născut, spuneam și în partea întâi a emisiunii, de Sfântul Andrei, tatăl său, așa erau vremurile. L-a declarat, în schimb, pe 2 decembrie, astfel încât el apare certificat de naștere 2 decembrie. La fel și Leopoldina Bălănuță, e născută în noiembrie, în noaptea de 21 spre 22, dar din cauza unui viscol urât în zona Vrancei, părintele a ajuns să declare nașterea abia pe 10 decembrie. La primărie. Din 2 pe 10? Din 21 noiembrie abia pe 10 decembrie. O coincidență, să spunem așa. Dar s-a întâmplat. Nu sunt cazuri singulare. Foarte, foarte multe cazuri s-a întâmplat lucrul ăsta. Să fie nașterea mai devreme decât data declarării. Mitica Popescu, cu cine l-am putea asemăna noi din actori? Aproximativ, zic, să-l asemănăm, că el este de neasemănat, totuși. Actorii străini? Actorii străini sau români? Sau de români? Sau. Nu știu, dintre români, eu cu Rebenciuc, în multe, multe momente, am zis cu Valentin Uritescu, Marie Moraru. Marie Moraru, da. Da, și cu Marie Moraru. Tot așa, o Marie Moraru tristă mină. E greu, s-ar putea, după ce plec de aici, să mai găsesc vreun actor. Da. 20 de ani a colaborat cu televiziunea română, programul 2, în acea celebră emisiune a lui Dalea lui Mitica. Încă ceva. Este un film, Mitica Popescu. Nu se confunda cu Mitica Popescu, decât pe care vorbim. Mitica Popescu acela este un personaj. De fapt, e o piesă de teatru, Mitica Popescu. Da, s-a făcut film, exact. Mitica Popescu. Da, e altceva, e un șmecheraș, e altă. Acolo a jucat foarte bine pe scenă, dacă nu mă înșel. Îmi amintesc cine a jucat. Și avem și expresia miticisme. Bine, asta e veche. Dar asta am putea să o comasăm cu emisiunea Dalea lui Mitica. Dalea lui Mitica, poate de aici vine. Iar în prezentările sale, Dalea lui Mitica, pe TVR2, întotdeauna era îmbrăcat într-un frac cu un fular roșu. La început. Într-o parte din emisiune, da, apare așa, da. Așa și este. Cu pălărie pe cap. De fapt, este acel român. Ce se întâmplă? Mitica Popescu a apărut de multe ori pe scenă în acel costum de vodevil, dacă putem spune. El a dansat pe scenă, a cântat. A și cântat, exact. Exact, a făcut numere. El singur a făcut spectacole. El era acel simpatic parizian al Orientului. Da, da, da. Reclit de cineva, da. El când a ajuns la televiziune, a venit cu ceva cunoscut. Pentru că fracul ăla era cunoscut, bastonul ăla cunoscut, chestia aia cunoscută, toate erau cunoscute. Sincer să fiu, foarte greu mi-a fost când am aflat că a dispărut dintre cei vii Mitica Popescu pe 3 ianuarie, când am auzit anunțul, nu venea să cred, un actor foarte interesant și chiar mi-a plăcut tot timpul, un umor de ăsta sec și stilul lui de a juca mimica feței, zâmbetul ăsta lui ciudat uneori.
El n-a avut niciodată ceva în plus, n-a? El n-a hăhăit, n-a râs în plus, el venea cu normală totdeauna pe scenă. Iar în emisiunile de umor, pentru că eu la alea m-am uitat mult timp, în emisiunile de umor el a avut farmecul lui. Să ne amintim acea schiță fantastică, Învingătorul Napoleon. Fantastic. E una dintre cele și mai frumoase. Colea Răutu. Și Colea Răutu. Și Mihai Mereuță. Mihai Mereuță, da. Și la asta tot nu se termină bine, că nu știa cine l-a învins pe... întrebarea era legată de Ducele de Wellington. Cine l-a învins pe Napoleon. Și apoi a ajuns la o altă întrebare. Cine l-a învins pe... La Austerlitz. La Austerlitz. Da, bine, și se termina cu Austerlitz și cine l-a învins lângă Moscova după aia. Sau mai știu unde. Da. O întrebare care nu-ți dă pace și nu poți dormi. Și nu poți dormi. Și eu pățesc așa de multe ori. Mă gândesc la ceva și nu dau telefoane, dau nu știu ce și... Mă interesează altfel vorba aia, să dorm liniștit. Spuneam de comicul lui Mitică Popescu și de acel ciclu de ale lui Mitică. Am ales o partidă interesantă și anume Mitică Popescu împreună cu Florin Zanfirescu și mi-a atras atenția cât de tânăr era Florin Zanfirescu în acest duo. Un duo intitulat Danga Langa, o scenetă de Octavian Sava la Revelionul din 1990. Și bine, jucată în 90, dar era mai veche. Mai veche, da. Da. Și hai să vedem fragmentul. Nu. De ce? Pentru că e slab. Cum să fie slab? Înseamnă că nu l-ați citit. Ba, l-am citit. Mai citiți-l odată. Bine. Danga, langa, langa, danga, sună la sfințita langa. Și de la pășune iaca, tacticoasă vine vaca. Nu mai vrea să umble creanga, vine acasă, danga, langa. Păi ce? Așa se citește? Dar cum? Uite așa? Pastel. Danga, langa. Langa, danga. Sună n-a sfințit talanga și de la pășune iaca tacticoasă vine vaca. Nu mai vrea să umble creanga, vine acasă, danga, langa. Acum vă place? Deloc. De ce? Pentru că nu-i poezie. Și de ce? Orice. Dar nu-i poezie. Să vă mai citesc o dată, poate că... În niciun caz. Bine. Eu plec. Dar sunt convins că recitind-o vă veți schimba sentimentele. Nu cred. Eu da. La revedere. Danga, langa, langa, danga.
Deci contează foarte mult, Constantin, cum reciți o poezie în fața unui editor. Sigur că da. Ca să tipărească minunata poezie Danga Langa, ai nevoie de... Deci chiar dacă e proastă, o prezinți frumos, artistic, îi dă valoare. 100 apare, da. Dar, din păcate, editorul a fost puțin obtuz. Da, 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 da. Constantin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta la această temă. Ce, gata? Gata, din păcate, Danga Langa. Și aștept să ne reîntâlnim luna viitoare la un alt actor. Și eu mulțumesc. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim joia viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Lumea Care Trăim. La revedere și o seară frumoasă!